Bună, fetelor! Acesta este video 4 din 4. Vă voi arăta forma amigdală. Pentru cele care nu ați urmărit și celelalte părți, aceste unghii au fost demontate, așa că noi mai avem puțin material pe ele, însă dacă voi nu aveți material, va trebui doar să mătuiți suprafața unghiei. Eu acum nivelez materialul care a mai rămas. Acum, venim și împingem cuticula. Ridicăm cât ne permite. Iar acum vom curăța cubitul. Vom începe din axul central al degetului. Venim spre dreapta. Ține întotdeauna bitul înclinat spre cuticulă. Mutăm direcția rotațiilor. Iar apoi începem din axul central, spre partea opusă. Și venim și tăiem cu pași mici, deschidem foarte, foarte puțin vârful forfecuței. Trebuie să avem grijă, mai ales că nu este o cuticulă foarte mult crescută, care să ne permită să intrăm. Așa că vom tăia foarte, foarte puțin. Voi degresa unghia, după care voi aplica baza. Și uscăm pentru 30 de secunde. Acum vom monta șablonul și eu v-am spus și în celelalte videoclipuri, dar dacă sunteți la primul videoclip pe care îl vedeți, vă voi explica. Ne uităm în punctele sinusului și în punctul de creștere al unghiei. În momentul în care vine din sinus până în punctul de creștere al unghiei perfect drept, unghia este standard. Și atunci vom lua șablonul. Venim și tăiem, îl vom pune pe unghie și ne vom uita la ce diagonală trebuie tăiat. Pentru că este o unghie de tip standard, va trebui să decupăm șablonul după marcaj. Respectiv, așa. Bun. Venim și lipim urechiușele șablonului și venim și îl fixăm pe deget. Bun. Acum, majoritatea unghiilor de la degetul arătător ori cresc puțin încovoiate, ori au patul unghial mai lung. Și atunci noi trebuie să decupăm interiorul șablonului. Venim și decupăm interiorul șablonului. Vom decupa fix după forma unghiei. Ups, eu am intrat din greșeală mai mult. Bun. Iar acum venim și poziționăm șablonul. Și după cum vedeți, acesta a intrat foarte bine. Venim și lipim pe deget și venim și lipim pe dedesubt. Șablonul trebuie montat conic, așa că vom veni pe axul central al șablonului și va trebui strâns două pătrățele de lungimea finală. Eu o voi face până la 4, așa că voi strânge până la 6. Eu lucrez cu Perfect French Elegant Pink de la Lipas Nocție. Îl găsiți pe Fabu Shop cu codul EVELINA15, aveți reducere pe site de 15%. Venim în vârful unghiei și vin
până la lungimea 4 pe șablon. După care voi lua material, voi înclina degetul și voi veni în punctul de creștere al unghiei. Coborâm foarte puțin, venim perfect drept, iar de la 3 la 4 venim oblic spre vârf. La fel și în partea opusă, venim din punctul de creștere, coborâm foarte puțin pe șablon, venim perfect drept, iar apoi înainte cu un pătrățel, ține degetul drept, venim oblic spre vârf. Vom usca 30 de secunde, venim și scoatem. Bun. Iar acum eu voi finisa extensia. Nu este obligatoriu să faceți acest lucru, însă eu prefer. Vin cu vârful, înclin pila la 45 de grade. Iar apoi vin perfect drept. La fel voi face și în partea opusă. Și vin cu material. Eu folosesc gelii Euphoria, tot de la Lepaz Nopcie. Vin cu un strat periat. Voi lua gel sub forma unei bule. Vin cu ea la jumătatea unghiei naturale. Merg spre cuticulă. Apoi spre falduri și trag ușor. Merg în partea opusă. Dacă aveți bule de aer, va trebui să le spargeți. Venim în partea opusă. Ne asigurăm că avem suficient material. O bulă. Unim. Și ne vom continua extensia. Iar acum băgăm în lampă pentru un minut. Insta extensia. Venim cu vârful. Pila înclinată. Venim în lateral. Opusă. Bun. Nu voi face patul unghial. Voi veni și vă voi arăta. Întoarcem mâna și venim. Acum, din punctul de creștere al unghiei, ea va trebui să vină perfect dreaptă. Da? Iar acum, exact cum am venit și cu ea pe șablon, de la 3 la 4, va trebui să vină oblic spre vârf. După cum v-am spus, va trebui să vină perfect dreaptă. Voi veni și voi face patul unghial. Da? Venim în apropierea cuticulei. Dacă v-au fost de folos aceste videoclipuri, seria aceasta de 4 forme, mi-ar fi de mare ajutor dacă mă puteți ajuta cu o distribuire. Și în același timp o voi și învârsta. Bun, vin și verific. Din punctul de creștere vine perfect drept, da? Iar apoi un pătrățel, venim oblic spre vârf. Vin cu un strat periat. Și vom usca pentru 30 de secunde.
Vin cu stratul 2 de culoare. Vin în apropierea cuticulei, trag. Luăm culoare, tragem de cuticulă și venim și băgăm pe dedesubt. Lasă mâna mai înclinat. Nu, așa, așa e ok. Și tragem ușor și venim pe dedesubt. Venim și în laterale dacă este nevoie. Băgăm în lampă pentru un minut. Acum venim și aplicăm topul. Venim cu un strat periat. Ups, am uitat să împing un pic cuticula să verific să nu fie atins culoarea. Este ok. Vin cu un strat periat pe toată suprafața unghiei. Bun, iar acum vin și iau o cantitate mai mare de top pe care o duc pe toată suprafața unghiei. Va trebui să mai iau pentru că unghia este puțin lungă. Și voi întoarce mâna pentru câteva secunde. Verificăm dacă s-a format plicul. Întotdeauna tragem topul din la vârf spre lungimea unghiei. Verificăm dacă s-a format plicul și îl băgăm în lampă pentru un minut. După ce s-a uscat, venim și finisăm forma. Acesta a fost ultimul videoclip din seria celor 4. Dacă v-au fost de folos informațiile, mă puteți ajuta cu un like și cu o distribuire pe paginile, grupurile de unghii.